Astăzi este duminică, 20 septembrie 2015 și mă aflu în localitatea Produlești, la sediul Columodromului Internațional Laz Racing Pigeons, unde particip la etapa derby finală de la Rădăuți, o etapă destul de dificilă până în acest moment. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu doi pasionați crescători din județul Dâmbovița, care împreună formează un tandem columbofil. Dacă sunteți amabil să ne spuneți numele. Sidor Alexandru. Costache Gheorghe. Vă salut, stimați domn, ce faceți? Vă că tremurați aici alături de mine și alături de gazdă, nu? Avem emoții. Așteptarea porumbilor de astăzi, din finală, de la Racing Pigeon. Cum e, o etapă dificilă, o etapă grea totuși. O etapă foarte dificilă, după cum se vede, foarte cald. Chiar neașteptat de dificilă, poate, da? Da. Aveți porumbei în finală? Da, am rămas cu un porumbel în finală. Cât ți-ați venit, cu o echipă? Am venit cu o echipă. De trei. Echipa de trei, n-a s-a dus mult totuși. Nu. Deci tremurați o dată în plus, nu? Să zic așa. Pentru început, da, avem o șansă, să zic, pentru final. Ce ne puteți spune despre tandemul dumneavoastră constituit? Când a fost constituit? Cum zburați porumbei, rezultate obținute? Da, tandemul a fost constituit recent. Anul acesta am participat la mai multe columbodroame, printre care și acesta la care ne aflăm astăzi. Da. Rezultatele au fost modeste datorită anului foarte dificil. Într-adevăr. Și atât la columbodroame cât și în campionatul CP. Porumbei pe care ați dus pe columbodroame provin din ambele crescătorii și dintr-o parte și din alta? Da. Da. În principiu, eu am făcut câteva achiziții de columbodrom, din porumbei de columbodrom am participat și domnul Costache a venit cu porumbei de fond să-i mai intercalăm pentru, ne-am gândit pentru asemenea situații. Dar și pentru distanțe mai mari de final, așa asta? Distanțe mai mari, mai, etape mai dificile, unde cel puțin din câte am observat s-au afirmat porumbei de maraton, să zic așa. Într-adevăr. Domnul Costache, ce ne puteți spune? Câteva cuvinte. Câteva, ce pot să vă spun, eu zbor la lider Târgoviște. Și la sport singur, nu în tandem. Rezultate nu prea bune anul ăsta. A fost un an mai dificil, un an mai atipic, un an nu? Mai dificil, nu am avut rezultate. Am zburat cam toate distanțele, 1850, 7, cam toate distanțele am zburat. În principiu așa a fost binișor, binișor. Un loc 9 la 850, un loc 21 la... Preferați fondul și maratonul mai mult, nu? Da, mai mult pe fond și pe maraton. Clubul dumneavoastră e și unul puternic din punct de vedere columbofil, din câte știu eu. Lider Târgoviște, un club cunoscut. Un club lider, într-adevăr. Un club cu tradiție, da. Unde există și columbodromul balcanic. Balcanic, da. Deci, un club... Porumbei, ce porumbei mai aveți pe acasă? Cu ce zburați? Cu ce sușe? Cu efectivul în joc de 30 și ceva. A, n-aveți mulți. Nu, nu. Efectivul nu e prea mare, în jur de 30. Și porumbei de unde provin? De aici, din zonă, ca linii? Porumbei din zonă nu sunt porumbei așa... I-am făcut eu. Cu nume mari, nu? E o sușe pe care v-ați clădit-o dumneavoastră în timp, nu? Singur. Da, i-am făcut eu singur, de la mine. Din... Da. Crescătorii. Deci porumbei pe care îi cunoașteți bine, să zic așa, da, nu? Da, îi cunosc bine la mine. În crescătorii. Da, 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 da. Zbor de, în jur de 8 ani, zbor... A, nu de multă. Nu, de 8 ani m-am apucat de porumbei, zbor tot de 8 ani. Vă ajută cineva pe acasă? Mai vă ajută cineva în pregătirea lor? Efectiv nu e mare ca să fiu ajutat, efectiv. Și ziua vă permiteți să le alocați mai mult timp așa când vă întoarceți, da, de la... Da, aloc mai mult timp pentru că sunt pensionar. Ah, e cu atât mai bine. Aloc mai mult. Și doamna nu vă ceartă, nu? Că plecați toată ziua la... Chiar așa, deși așteaptă cu mine porumbii, îi place. A început să-i placă și când vine de la zbor, așa de cu mine la o cafea și așteptăm porumbii. Sunteți fericit din punctul ăsta de vedere? Din punctul ăsta, da, față de alți părești care îi mai ceartă soțiile. Da. Bine, nu, îi place, așa de cu mine și așteaptă. Tandemul ce face? O să meargă în continuare? Sigur, la anul ne propunem să ne extindem columbodroamele, să participăm la, și la alte columbodroame din străinătate, în principiu. Super. Cel puțin eu unul vizez mult viteza. Și da, mă tentează, cel puțin am văzut cum s-au desfășurat în Grecia, în Bulgaria. Ați fi tentat să duceți și în Bulgaria, da, și în Grecia, absolut, nu? Absolut, da. Sunt, da, prioritare. În plus, vizez FCI-ul, cum ar veni, să... campionatul FCI și trebuie să particip la... Da, niște columbă... regulilor lor. Exact, exact, exact. Proiecte pentru 2016 v-ați făcut încă?
Perechile de matcă, ați început să vă gândiți la ele sau încă nu? M-am gândit doar, cel puțin eu, la Columbodrom. Pentru Columbodrom m-am gândit decât din ce mi-o opresc. Pentru la anul, din perechile din care mi-o opresc, cum vor veni aranjați. Da. Super, dar una peste alta sunteți încrezător, nu pentru 2016, da, nu? Da, din contră, anul acesta am avut, să zic așa, în jur de 20 de perechi. La anul vreau să mă extind, ce duce și cu reproducția, să am cam la 35 de perechi. Cam câți pui scoateți anual? În jur de 100. Da? Scoateți? Da. Așa, din ăștia aduceți și pe Columbodrome, zburați și pentru dumneavoastră, da, nu? Da, și rămân și acasă și pentru Columbodrome. Da. Dar an de an merg, cel puțin din cei care am luat de la Columbodrome, merg până la ultima etapă, până la derby, inclusiv. Indiferent de consecințe și de pierderi, nu? Dacă pierderile, chiar dacă arată rău în pană, dau după ei până zboară fulgi. Mai spartan așa, nu? Da, nu tolerez, nu. Dacă starea de sănătate le permite, e ok. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Și noi vă mulțumesc. Pentru scurtul interviu acordat și vă doresc în continuare multă baftă, succes și de ce nu să ne întâlnim anul viitor pe și pe alte Columbodrome în care să vă găsesc pe poziții de top. Numai bine. Sperăm. Cu stimă, toate cele bune vă doresc. Numai bine.